Organele Ministerului de Interne au trecut în subordinea armatei. De aceea vă rugăm, acum avem o singură forță de ordine publică. Armata și organele de ordine publică ale Ministerului Interne subordonate armatei. Generalul Gușe, șeful Marului Stat Major, se află lângă mine. Împreună am discutat aceste măsuri la comandamentul militar. Îi dau cuvântul pentru două vorbe. Fraților! Armata în întregime, în toată țara, este alături de popor, este a poporului. În marea toate unități, în toate unitățile sunt încazări, în toate unitățile țării sunt, este liniște. Vă rog foarte mult să înțelegeți că trebuie să punem ordine și în București. De aceea trebuie să ajutați pe militari să se deplaseze unde au misiunile. Armata va fi cu noi întotdeauna și cu dumneavoastră. Facem apel la sprijinul și înțelegerea dumneavoastră pentru perioada următoare de organizare. Vom crea niște structuri provizorii care să asigure funcționarea noastră ca societate, să pregătim alegeri libere, să pregătim o viață în care poporul realmente să fie factorul de decizie, factorul de conducere al vieții publice. Învățăm să trăim, da?